genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit, ei bine, astăzi este 26 iunie 2018 și așa cum v-am obișnuit, haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani. Și o să încep cu anul 684, când Benedict al II-lea devine papă. Mergem mai târziu în anul 1241, când tot la 26 iunie a fost fondat orașul Hanovra din Germania. Iar în anul 1483, Richard al III-lea devine rege al Angliei. În anul 1819, tot la 26 iunie, este patentată bicicleta, iar în anul 1848, guvernul revoluțional de la București a decretat eliberarea robilor țigani aparținând boierilor. În 1877 are loc un schimb de focuri între artileria română și cea otomană în zona Calafat Vidin, când a căzut la datorie sergentul Nicolae Popescu, prima jertfă românească în războiul de independență. Ajungem în anul 1895, când s-a constituit Liga Votului Universal, care milita pentru obținerea votului universal. În 1945, tot la 26 iunie, a fost semnată la San Francisco Carta Națiunilor Unite. Iar în 1974 are loc prima utilizare comercială a codurilor de bare într-un supermarket american. În 1977 are loc ultimul concert al lui Elvis Presley. Tot la 26 iunie, însă în anul 1986, a fost inaugurat noul edificiu al Palatului Copiilor din București. Și ajungem în anul 2000, când la 26 iunie, Vaticanul face public cel de-al treilea secret relevat de Fecioara Maria, și anume că în 13 iulie 1917, celor trei copii păstori în localitatea portugheză Fatima. Iar în anul 2013, România este în doliu național după accidentul din 23 iunie 2013 din Muntenegru, când au murit 18 români. Așadar, haideți să vedem și care sunt personalitățile ce au marcat această dată de 26 iunie. La 26 iunie 1824, în Irlanda, s-a născut William Thomson. A fost un fizician britanic. Imediat după absolvire a plecat la Paris, unde a câștigat o importantă experiență practică lucrând într-un laborator. În anul 1846, când s-a întors în Anglia, la vârsta de numai 22 de ani, a fost numit profesor de filozofie în cadrul aceleiași universități, funcție pe care o va păstra până la pensionare în anul 1889. Pe lângă teoria temperaturii absolute, pentru care a devenit faimos, Thomson a formulat și alte idei, precum calcularea vechimii Pământului, care la mijlocul anilor 1800 era o problemă foarte dezbătută și controversată. A conceput primul telegraf care traversa Atlanticul. În 1866 a fost numit cavaler de către regina Victoria, iar în 1882 a devenit baron de gradul I, fiind numit tot de către regina Victoria. La 26 iunie 1909, la Pecica, în Arad, s-a născut Valeriu Novacu. A fost un fizician, membru corespondent al Academiei Române. A fost reprezentantul RPR-ului la Comisia Atomică de la Viena. În mai 1961 a fost decorat cu medalia a 40-a aniversară de la înființarea Partidului Comunist din România. În 26 iunie 1949 s-a născut Decebal Traian Remeș. Este economist și politician român care a îndeplinit funcțiile de ministru al finanțelor în legislatura 1998-2000 și de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale în 2007 în guvernele României. A fost de asemenea deputat român în legislatura 1996-2000, ales în județul Maramureș pe listele Partidului Național Liberal. În anul 2007 a demisionat din funcția de ministru al agriculturii în guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu ca urmare a unui scandal mediatic declanșat prin apariția la un post național de televiziune a unor probe din ancheta DNA la adresa sa. Am revenit și vă spunem că astăzi cerul va fi în mare parte noros, cu șanse mari de averse, chiar și furtună putem avea. Maxima zilei va atinge 25 de grade Celsius, iar minima nopții 14 grade. Urmează revista presei.
deschidem revista presei de astăzi cu cotidianul Argeșul. Pe prima pagină ne spun colegii noștri un drapel, două românii. Ziua drapelului național, celebrată astăzi, ar trebui să unească pe toți românii și să-i îndemne la a găsi soluții pentru ca țării să-i fie bine. Din păcate, oamenii trăiesc sub semnul unor mari tensiuni politice și sociale. Practic avem de a face cu două românii, una care rezistă împotriva guvernanților și a doua PSD-ului, spun colegii noștri. Mai multe detalii despre acest subiect puteți citi în pagina 4 a cotidianului Argeșul. Mergem mai departe și tot în cotidianul Argeșul puteți citi despre Marea Trândăveală. Pentru muncitorii care lucrează pe strada Griviței din centrul Piteștiului, ziua de muncă începe la ora 9 cu un pahar de vorbă și unul de cafea. La ora 10, echipa e în efectiv incomplet, iar Dorel așteaptă întăriri. Citiți despre această mare trândăveală în pagina a 3-a. Mergem și noi, pentru că în pagina a 2-a vrem să citim despre topul școlilor din Pitești. Ei bine, examenul de valoare națională a trecut, dar rezultatele rămân, așa că se pot trage niște concluzii. Una dintre ele este legată de situația învățământului preliceal din Pitești. Așadar, care este topul celor mai bune școli din municipiu după media obținută la acest examen, se întreabă colegii noștri. Și ne spun așa că pe primul loc se află școala Ion Pilat, cu o medie generală de 8,43. Pe locul 2 se află școala Mihai Eminescu, cu media 8,14, iar pe locul 3 școala Traian, cu 7,98. Top 5 este completat de școlile Marin Preda, cu 7,88, și Matei Basarab, cu 7,87. Pe ultimele locuri sunt școlile Nicolae Bălcescu, cu 6,78, Tudor Arghezi, cu 6,47, și clasele de la Liceul de Arte Dinu Lipati, cu 6,43. Mai aflăm tot din cotidianul Argeșul că a nins la cota de 1000. Deși suntem la sfârșit de iunie și peste câteva zile intrăm în luna lui Cuptor, în weekendul trecut, vremea s-a arătat destul de capricioasă, dar mai ales rece noaptea și dimineața. Una dintre explicații ar fi aceea că în zona montană a județului s-au înregistrat precipitații mixte. Ieri noapte, în partea argeșană a masivului Făgăraș, pe Transfăgărășan, a nins. La cota 2000, spre exemplu, stratul de zăpadă măsoară peste 3 cm, iar temperaturile au coborât vertiginos până la 1-2 grade Celsius din cauza vântului care suflă cu putere. Ne-au spus colegii noștri de la cotidianul Argeșul și mergem mai departe și aflăm pentru ce au donat banii argeșenii. 25 mai a fost termenul de limită de înregistrare la finanțele publice Argeș a formularelor de donație a 2% din impozitul pe venit global. Conform datelor oficiale, în Argeș s-au înregistrat 92.000 de formulare, iar până la începutul lunii în curs se făcuseră deja 3.260 de plăți, în sumă totală de 3,1 milioane lei. Topul preferințelor argeșenilor în ceea ce privește donațiile arată astfel: fundații cu caracter cultural, parohii și mănăstiri, asociații și fundații pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități, asociații de părinți afiliate școlilor și grădinițelor și asociații și cluburi sportive. Mai multe detalii puteți citi din a doua pagină a cotidianului Argeșul. Mai aflăm că vom avea ajutoare de urgență în Argeș, pentru că Consiliul Județean Argeș, prin programul ProSocial, va acorda în această lună noi ajutoare de urgență pentru unele persoane aflate în dificultate. Este vorba în special de familii cu venituri reduse, care au nevoie de bani pentru diverse intervenții medicale sau medicamente. Ajutoarele se acordă lunar în funcție de cererile depuse, cereri care sunt evaluate de o comisie specială condusă de către consilierul și medicul pediatru Viorel Enache. Dacă a fost sau nu împăcare la Ștefănești, puteți citi din pagina a 4-a a cotidianului Argeșul și mai aflăm că vom avea sărbătorile Argeșului și Mușcelului, cea de-a 12-a ediție, care se va desfășura în perioada 10-18 august. Ca de obicei, evenimentul va fi deschis de Festivalul Internațional de Folclor Carpați, care va dura până pe 15 august. Mai multe amănunte aflați din pagina 4-a a cotidianului Argeșul. Și mai aflăm despre șefa de la ATI, care a fost aleasă prin concurs,
Consiliul Județean Argeș a organizat un concurs pentru ocuparea funcției de medic șef al secției de anestezie terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Pitești. Așadar, medicul Luminița Floarea Galbenu a candidat cu succes pentru funcție, urmând să fie validată pe post în ședința de plen din această săptămână. Mai aflăm că vom avea porți deschise la penitenciarul de la Colibaș. În fiecare an, pe 29 iunie, se sărbătorește Ziua Lucrătorilor din Penitenciarele din România, aflate sub patronajul spiritual al Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cu această ocazie, Administrația Națională a Penitenciarelor organizează o serie de manifestări la care sunt angrenate atât persoane aflate în detenție, cât și personalul instituției. Pentru a marca evenimentul, Penitenciarul Mioveni organizează mâine o zi a porților deschise. Accesul membrilor de familie, aparținătorilor deținuților, reprezentanților organizațiilor non-guvernamentale, dar și instituțiilor partenere, precum și reprezentanților societății civile, va avea loc în intervalul 8:30, respectiv 10:30. De asemenea, reprezentanților mass media care doresc să participe, le va fi și lor accesul permis. Bineînțeles, în alt interval orar. Mergem mai departe și avem curierul zilei. Putem citi în pagina a doua despre misterul casei lui Schweizer Cumpăna din Pitești. Scorul campionatului îl aflați din pagina a cincea și mai aflăm că un eliminat și cinci cazuri speciale au fost la bacalaureat. Citim și noi imediat în pagina a șaptea, dar trebuie să vă spunem și că rănită pe o terasă din Pitești, blonda beată a ajuns din nou la spital. Face ce face și revine în centrul atenției Alina Badea, tânăra în vârstă de 29 de ani din comuna Albota, care și-a câștigat renumele de blonda beată, a comis-o bineînțeles din nou. Ea a ajuns la spital, tăiată la mână, după ce, fiind în stare de ebrietate, a spart un pahar. Amănunte, dacă vă interesează despre acest subiect, puteți citi în pagina a 12-a. Răzbunare sau prostie, mașina unui director a fost vandalizată. Despre cine este vorba, puteți citi în pagina a 3-a. Mai aflăm din pagina a 7-a că alpiniștii fruntași au fost premiați. Zeci de alpiniști s-au înscris la concursul de escaladă în memorialul Bebe Nistorescu, organizat sâmbătă în zona Cheile Dâmbovicioarei. Aceștia au urmat trasee cu grade de dificultate diferite, iar concursul s-a derulat pe mai multe paliere. Concurenții au avut de parcurs 12 trasee, iar după competiție, câștigătorii au primit medalii, diplome de participare. Mai aflăm că un tânăr din Stâlpeni a fost judecat după ce a omorât un profesor. Amănunte în pagina a doua și mergem și noi să aflăm despre bacalaureat. Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga i-a pus în dificultate pe absolvenții clasei a 12-a ieri la prima probă de bacalaureat din 2018. Dintre cei 4.439 de înscriși, au lipsit 300 de elevi. Unul a fost eliminat și doi elevi au dat examen după subiectele de rezervă. Primul examen al vieții i-a găsit pe unii total nepregătiți, sperând la altceva în afară de poezie. Au fost însă și situații în care elevii au ieșit din sala de examen cu zâmbetul pe buze și încrezători. Afară, părinții așteptau la fel de emoționați ca și adolescenții care în sală aveau de demonstrat că nu au trecut degeaba prin cei 4 ani de liceu. Așadar, v-am spus că au fost solicitate două subiecte de rezervă și vom citi și noi imediat. În urma desfășurării, în data de 25.06.2018, a probei scrise de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie, vă transmitem următoarele date statistice la nivelul județului Argeș. Bacalaureatul 2018, proba de limba și literatura română, au fost înscriși 4.439 de elevi, dintre care 4.132 au fost prezenți. S-au constituit 16 centre de examen, un elev a fost eliminat conform metodologiei pentru tentativă de fraudă a examenului în centru de examen la Liceul Tehnologic Forestier din Curtea de Argeș și au fost 5 cazuri speciale.
Două subiecte au fost solicitate de rezervă conform metodologiei. Așadar, miercuri 27.06.2018 se va desfășura proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat național. Se preciza într-un comunicat de presă trimis de către Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Cele 5 cazuri speciale au fost reprezentate de elevi bolnavi. Așadar, mergem mai departe și aflăm de pe ultima pagină a cotidianului Argeșul, curierul, îmi cer scuze, faptul că șofer de autobuz a distrus o stație. Un autobuz care făcea curse pentru clienții unui supermarket din Pitești a distrus ieri o stație de autobuz din zona Big. Șoferul se ducea către Bascov și nu a păstrat distanța regulamentară față de un autovehicul din fața sa. Așadar a ajuns pe trotuar în stație, unde a izbit violent amplasamentul din metal, rupându-l. Din fericire, nu erau călători în stație și nici în mașină. Ei bine, aceasta a fost revista presei. Luăm o scurtă pauză publicitară pentru că avem prieteni la matinal. Lanțul românesc de supermarketuri JAM a deschis un nou magazin în Pitești, în cartierul Găvana 3, în zona Chiurilor. Cu 4 magazine în Pitești și unul în Topoloveni, JAM te așteaptă cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Aici găsești standuri cu produse românești. JAM, supermarketul argeșenilor. Antrenează-te pentru cumpărături. Pregătește-te să duci cât mai mult acasă. De ce? Pentru că... Fie că ai nevoie de lucruri mari sau de lucruri mici, poate le găsești aici. Zi de zi la Argintex prețuri bune zâmbesc. Jucării, mobilier sau obiecte doar din fier, căi, clanță sau mâner. Deci, mămici, tătici, bunici, tot ce luați, să luați de aici. Toate sunt la Argintex, fiindcă ieftin. Argintex. Clinica Stomatologică Dentist este prima clinică dentară din Pitești care, prin servicii și prețuri accesibile îngrijirilor de sănătate, are viziunea unei clinici de familie. Vino la un consult cu familia și vei avea satisfacția să constați că medicina dentară evoluează. Zâmbetul este personal, ca și diagnosticul rapid și tratamentul eficient pentru fiecare membru al familiei. Mai mult, Clinica de Familie Dentist a adus în premieră în Pitești posibilitatea de scanare gratuită pentru diagnosticarea prematură a cancerului cavității orale, în strada Crinului numărul 1A, vis-a-vis de izvor. Dentist, clinica familiei tale. Zâmbește sănătos! Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată, oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. De peste 26 de ani, Pentarom este o firmă de prestigiu național care își respectă partenerii de afaceri prin calitatea produselor și seriozitatea în livrare. Comercializează piese de schimb auto, fabrică și comercializează ambalaje de carton destinate în principal industriei de automobile, industrie alimentare, a bunurilor de consum sau farmaceutice. Produce combustibil ecologic, a dezvoltat o linie automatizată de îmbuteliere, apă minerală, microbiologic pură marca Yezer. Crește și comercializează păstrăv și crap. Pentarom. Respect pentru calitate și seriozitate în business. Hotel Star, în Budeasa, un reper al resorturilor de 4 stele. Bucurați-vă de evenimentele private alături de prieteni. Sală cu 500 de locuri, fine dining, candy bar, fruit bar, profesioniști în evenimente. Hotel Star, nuntă sau botez de 4 stele.
Zmeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castra intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fiisteți! Castrarea gratuită la adăpostul Zmeura este un act de sustenabilitate. Zilnic, între orele 8:30 și 15, castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356. Desemnat Școala Europeană și Școala Ambasador a Parlamentului European, Colegiul Tehnic Costin Denenițescu din Pitești își așteaptă viitorii elevi. Economic, protecția mediului, chimie industrială, electronică, automatizare, electromecanică, mecanică și industrie alimentară într-o ofertă de școlarizare ce cuprinde cursuri de formare profesională inițială prin Liceul Tehnologic, cursuri de zi și seral, școală profesională și cursuri de formare profesională avansată prin școala postliceală, cursuri de zi. Colegiul Tehnic Costin Denenițescu, o școală cu tradiție în derularea proiectelor europene în județul Argeș. Lanțul românesc de supermarketuri JAM a deschis un nou magazin în Pitești, în cartierul Găvana 3, în zona Chiurilor. Cu 4 magazine în Pitești și unul în Topoloveni, JAM te așteaptă cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Aici găsești standuri cu produse românești. JAM, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Evenimentele apar și dispar. Acțiuni și reacțiuni. Se schimbă mentalități. Lumea se schimbă. Noi, echipa de la Observator Antena 1 Pitești, suntem aici. Sunt Cristina Munteanu și de 22 de ani sunt mereu cu tine. Unde se termină speranța, începe curajul. Atunci când cei dragi sunt cu tine, totul e posibil. Fiecare moment de azi te transformă în femeia puternică de mâine. Luptă pentru ce iubești. Pregătește-te să vezi viața cu alți ochi. Înfruntarea destinului, în premieră, din 27 iunie, după Observator, de la 8 seara, la Antena 1. Întrebări care nu s-au pus. Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat, nu ratați emisiunea Subiect de Presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. Am revenit și prietenul în această dimineață la matinal este Simona Din, coordonatoră Asociația Interculturală Română-Coreană. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru prezență! Ei bine, vineri avem un eveniment important și o să te las pe tine să ne spui despre ce este vorba. Vineri este un eveniment pe care îmi doream de foarte mult timp să-l organizez. Este un mini-festival, se numește Korean Day, ziua coreană. Activăm într-o asociație care susține și promovează cultura sud-coreană și ne-am dorit foarte mult să luăm contact cu elemente din cultura lor, chiar și la noi aici în Pitești. Și vrem ca oamenii care nu știu despre ei să afle mai multe. Și atunci ne-am propus să facem o zi în care prezentăm oamenilor lucrurile care ne plac nouă, cei care activăm în asociație. Așadar, cum va fi această zi? Începe evenimentul la ce oră? Evenimentul începe la 10:30. O să dureze până la în jur de ora 7. O să stăm împreună, eu împreună cu voluntarii mei, o să fim în piața primăriei, unde vom avea expuse obiecte de origine sud-coreană, unde voluntarii noștri
în special fete, au învățat să împletească părul și să facă o coafură în stil tradițional corean. Avem voluntare care s-au oferit să deseneze personaje de desene animate pentru copii special sudcoreene. Sau avem fane ale muzicii K-pop care pot să deseneze sigle ale formațiilor foarte, foarte cunoscute în lume de K-pop. Iar sperăm să avem un invitat, un profesor care ne va ți susține un workshop de taekwondo. Vom avea un spectacol de dans și de muzică, un workshop de dans pe care îl voi preda chiar eu. Și sperăm, încă nu se știe sigur, și un documentar care va rula chiar pe ecranul din Piața Primăriei. Foarte interesant. De unde această, nu idee, vreau să spun, cum anume, ce te-a determinat să intri în această asociație interculturală română-coreană? Am fost dintotdeauna, am descoperit muzica K-pop, așa începe aproape toată lumea. Mi-a plăcut foarte mult. Eu sunt de meserie profesor de dans și mi-a plăcut foarte mult muzica și coreografiile, dansul, și atunci am fost curioasă în ceea ce privește muzica și apoi cultura. Și am învățat foarte multe. Mi-am dorit foarte mult să pot împărtăși informațiile cu cei care sunt la fel de pasionați ca și mine și am avut norocul să găsesc câteva persoane interesate aici în Pitești, cu care m-am pus bazele asociației la nivel local, pentru că există o asociație la nivel național și în Craiova, și în Cluj, și în București, numai că noi am adus-o și aici, în Argeș. Câți coreeni avem în Argeș? Oh, ce întrebare! Nu avem foarte mulți. Recent am descoperit la un concert organizat de Filarmonică, unde a concertat o doamnă soprană din Coreea de Sud. Am descoperit două persoane, doi domni sudcoreeni, care au fost foarte uimpiți că cineva știe despre cultura lor și că este dornic să o promoveze. Așadar, eu nu știu decât de două persoane. Sperăm să aflăm mai mult de mai mulți pe viitor și sperăm, de ce nu, să vină și să viziteze și zona noastră, pentru că e o zonă foarte frumoasă. Așadar, avem pe de-o parte Coreea de Sud, pe de-o parte România, țări total diferite, ce putem spune chiar că vin din lumi diferite. Una este o țară asiatică, cealaltă o țară europeană. Ce ar putea învăța bun România de la Coreea de Sud? Am să vă spun ce am învățat eu. Motivul pentru care, de fapt, unul dintre motivele care m-au atras la cultura lor este că m-au reînvățat niște valori pe care le, oarecum le dădusem uitării. Eu le zic cei doi R. Respect și recunoștință. N-aș putea spune că astea sunt valorile prezente tot timpul în viața lor de zi cu zi. Dar prin mesajele pe care le transmit în emisiuni și așa cum pare din afară, pentru că încă nu am fost acolo, respectul și recunoștința sunt la mare preț la ei, iar eu le uitasem și le-am reînvățat de la cultura lor. Deci avem ceva în comun. Iar mi-a plăcut foarte mult deschiderea lor, faptul că sunt naturali, încearcă să fie naturali în comportament, că în ceea ce privește aspectul știm că Coreea de Sud este în top la cosmetice și la operații estetice, dar în ceea ce privește comportamentul, cred că avem multe de învățat de la ei și ne-ar prinde bine și nouă. Care sunt prejudecățile occidentale cele mai întâlnite? În primul rând, este ideea și are un sâmbure de adevăr, cum că asiaticii și în special sudcoreenii mănâncă câini. Toată lumea m-a întrebat lucrul ăsta.
Este adevărat că în tradiția lor până acum ceva ani există un fel de mâncare care se face într-adevăr din câini. Este o supă care se consumă în special vara și este foarte răcoroasă, foarte bună pentru corp, spun ei. Acum s-au dezvoltat și ei au câini ca și animale și în general să zicem că se mai consumă felul ăsta de mâncare la țară, undeva, na, nu în orașele mari. În orașele mari, tineretul, niciun caz nu o să nu mai consumă felul ăsta de mâncare. Deci e un pic falsă deja ideea. Iar toată lumea cu care stau de vorbă îmi spune, mă, dar cum îi recunoști, că toți sunt la fel? Deci eu nu-mi dau seama ceea ce mi s-a întâmplat și mie inițial, dar probabil că trebuie să te obișnuiești cu trăsăturile lor și apoi ai să-ți dai seama că este o diferență foarte mare între ei și între oameni și între să-i reflecte și la ei personalitate pe chip. Am înțeles. Iată, prin prisma unor astfel de asociații, putea spune că s-au făcut progrese în relaționare? Bineînțeles. Chiar și între cele două țări? Practic, ăsta ar fi unul dintre scopurile mele personale și cred că și al asociației pe care o reprezint. De exemplu, cei doi subcoreeni pe care i-am cunoscut recent, întâmplător, sunt aici în Pitești, în interes de muncă. Au fost foarte uimiți de faptul că suntem atâtea persoane interesate de ei și de cultura lor și că au găsit lucruri familiare, au cu cine să vorbească și deja s-au oferit, dar de ce nu vreți să veniți? Nu vreți să veniți în Corea? Haideți că vă ajutăm noi să facem un schimb și nu numai. Deci cu siguranță simpla noastră activitate deschide porți și aduce și de o parte și de cealaltă persoane noi și stabilește relații. La un nivel mai mare, cu siguranță, dacă se implică și ambasada, se pot stabili niște legături foarte frumoase și foarte valoroase. Ne spuneai încă de la început că în cadrul evenimentului vom avea, se vor fi dansuri pe muzica coreană. Hai să ne vorbești un pic despre muzica coreană. Am să vă vorbesc despre muzica K-pop. Așa se numește, exact. K-pop. Toți tinerii sunt înnebuniți. Este în trend. Este o formație BTS, așa se numește, care a câștigat foarte multe premii deja internaționale. Este extrem de cunoscută. Fandomul lor, ARMY se numește, este aproape cel mai numeros din lume și votează la toate premiile și câștigă tot băieții ăștia, tocmai pentru că sunt extrem, extrem de populari și au început a fi populari peste hotare, nu în Coreea de Sud. Culmea, ei așa și-au câștigat faima, fiind votați și fiind cunoscuți de noi, în special cei din Europa și America, bineînțeles. Muzica K-pop este o muzică foarte ritmată. Au niște videoclipuri minunate și cumva are un efect foarte pozitiv, din proprie experiență spun asta, asupra celui care ascultă. Cumva, dacă ești într-o stare mai, eu știu, ești mai supărat sau mai trist în ziua respectivă, te umple de energie și ți dă un plus, așa, te luminează și îți dă energie necesară să continui. Asta mi se întâmplă mie acum, nu știu, celorlalți. Și dansurile sunt specifice sau sunt... Este iară un curent, pornit cumva, cred că tot de la ei. Se fac foarte multe cover-uri, adică se copiază piesele, se copiază coreografiile din videoclipuri. Coreografiile făcute în videoclipuri, pentru că este o industrie foarte dezvoltată și foarte bănoasă, să zicem, sunt făcute de coregrafi internaționali.
nu neapărat din Coreea, ci coregraf din America sau din Europa sau ei sunt întotdeauna în trend, sunt întotdeauna la curent cu ce este nou, cine este foarte popular și au coregrafii foarte bine făcute și foarte cool, să spunem. Și atunci este cei care văd coregrafiile stârnesc așa dorința să le înveți și să le faci și tu acasă. Și ceea ce se întâmplă, pentru că se fac cover, toată lumea copiază coregrafiile și pune videoclipuri pe YouTube și nu numai. Noi am urmărit trendul ăsta și avem și noi o trupă care face foarte multe cover-uri de K-pop, pe care o pregătesc chiar eu și pe care o să o vedeți chiar în centru pe 29 iunie. Și care pot spune cu mândrie că s-a dezvoltat prin metoda asta de cover-uri K-pop și care deja a început să câștige concursuri la nivel național cu coreografii pe care le facem noi, dar, v-am spus, dezvoltate prin muzica lor, prin cultura lor. Cumva încercăm să arătăm și celor care organizează concursuri de dans că trendul ăsta funcționează și că ajută pe toate părțile, inclusiv în a te pregăti în dans. Am înțeles. Haideți să mai discutăm puțin despre asociație, Asociația Interculturală Română-Coreană. Când anume a luat ființă? Pot să vă spun când a luat ființă în Pitești, în 2015. Am descoperit că există asociații româno-coreene în România. Le-am contactat, sunt vreo 4 acum. Pe vremea respectivă erau 3, le-am contactat pe toate 3 și am întrebat dacă putem să înscriem și zona noastră în asociația respectivă. Singura care mi-a răspuns a fost chiar Asociația Interculturală Româno-Coreană. Lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Vicepreședinta noastră este din Craiova. Ne-a vizitat, am început activitatea printr-un eveniment la vremea respectivă și am organizat difuzarea unui film și a unui concert cu trupe și cu actori sudcoreeni la Cinema Trivale. Și în prețul biletului, pentru că a fost tot așa un eveniment organizat de asociația noastră, intra și un fel de mâncare. Deci puneam pe pauză filmul, mergeam, mâncam un fel de mâncare tradițional și apoi vizionam în continuare. A fost un eveniment reușit pentru că am avut și voluntari îmbrăcați în hanbokuri, în costumele tradiționale și lumea a fost foarte interesată să vadă despre ce e vorba. Să vadă despre ce e vorba. Cine v-a pregătit mâncarea? La vremea respectivă există un restaurant cu mâncare asiatică și am apelat la dânsii. Vom avea și acum pe 29, vor pregăti voluntarii noștri de data asta kimbap, care este o rolă de orez cu șuncă, omletă specific, cu condimentele specifice tăiată și vom oferi câte o bucățică tuturor celor care vor dori să guste, să vadă despre ce e vorba. Foarte interesant. Păi și ce alte surprize mai aveți? O să avem obiecte cu specific. O să avem cărți, o să avem reviste. V-am spus, sperăm să avem un workshop de taekwondo, ceea ce eu îmi doresc foarte mult pentru că îmi doresc să învăț sportul ăsta. E foarte interesant și foarte important pentru țara noastră, pentru că sunt câțiva profesori la București și la Constanța și au câștigat niște premii. V-am spus, s-ar putea să existe un documentar pe care o să-l difuzăm despre Coreea de Sud, pe care o să-l difuzăm pe ecranul din piața primăriei. Ce am uitat să vă spun este că
se organizeze și o expoziție la Biblioteca Județeană de cărți. Au fost foarte drăguți și au răspuns invitației noastre cu o mini-expoziție chiar la intrarea de la Biblioteca Județeană, unde vom avea și un voluntar ce poate povesti mai mult despre cărțile care vor fi acolo. Și de la 5 la 7 ne vom muta în interiorul Filarmonicii, unde fetele noastre, voluntarele noastre vor susține un mini-spectacol de 10 minuțele și apoi avem un concert de muzică clasică susținut de soprana Soyoung Yu, care este de origine sud-coreană, așadar continuăm cu implicarea dânsei și de fapt dânsa a fost cea care a solicitat să organizăm ziua asta, pentru că ne-am cunoscut la concertul anterior și ne-a plăcut și a vrut să ne ajute și ne-a promis că o să vină cu multe lucruri pe care le deține dânsa și o să ni le aducă să luăm și noi cunoștință. Ce planuri de viitor aveți? Planuri de viitor. Prin prisma acestei asociații. Pot să vă spun ce este destul de apropiat. Și anume, în august am discutat cu un domn de la Constanța, care predă taekwondo. Se pare că vor primi un invitat foarte important din Coreea de Sud și am vrea să-l chemăm și în Pitești să ne susțină un workshop. De asemenea, am vrea să realizăm ceea ce nu am putut la evenimentul de pe 29 și anume am vrea să difuzăm un film în aer liber și am vrea să facem, un concurs de treasure hunting. La fel, era în plan pentru 29. Că nu știm. Practic, vom avea indicii ascunse prin tot orașul, sau mă rog, ne vom axa pe o zonă destul de apropiată. Vom ascunde indicii cu cine va ști răspunsul la întrebările care vor fi puse, vor primi indiciu pentru a merge în etapa următoare. Și atunci persoana care ajunge la final, bineînțeles că va fi premiată. Foarte interesant. Și planuri? Și planuri mai îndepărtate, ne dorim, eu îmi doresc foarte mult, să reușim prin universitate să aducem studenți coreeni în Pitești, într-un schimb de experiență, pentru că sunt studenții în Coreea de Sud care învață limba română, care au specializarea asta și mi-aș dori să putem lua legătura cu ei și să-i aducem aici să învețe la fața locului. De asemenea, în acest schimb de experiență și ei să ne învețe pe noi limba coreană, da, sud-coreană și să, pentru că sunt persoane care vor să învețe. Inclusiv eu studiez cu un profesor meditator, studiez limba și sunt la un nivel așa începător spre intermediar. Cer scuze. Ne poți spune ceva în coreană? Bineînțeles. Annyeonghaseyo. Chonen Shimonadin Nimnida. Pangapsnida. Ce ne-ai spus? Bună ziua, mă numesc Simona Din și mă bucur să vă cunosc. Foarte interesant. Simona Din, eu nu l-am n-am remarcat când ai spus numele. A fost acesta tradus în limba lor? Su la începutul unui cuvânt în limba lor se transformă în ș. Și atunci am zis Simona Din. Am înțeles. Știu că am citit la un moment dat că în limba coreană verbele și adverbele devin substantive, greșesc? Nu chiar. Părțile de vorbire își păstrează funcția, să zicem, numai că felul în care e construită limba este total diferit față de limba română.
În sensul că noi articulăm cuvintele sau verbele se conjugă. În limba coreană, toate părțile de vorbire au fie o particulă, fie o construcție la final. Și atunci, iar verbul este întotdeauna la finalul propoziției. Și atunci, felul în care gândești cum să spui un anumit lucru este complet diferit și trebuie ani de pregătire ca să gândești în felul respectiv. Wow! Și tu de cât timp studiezi? Eu studiez limba coreană de 5 ani, numai că fac meditații doar o dată pe săptămână, este foarte puțin pentru că limba e grea și să înveți vocabularul unei limbi înseamnă mult, durează mult. Și atunci n-am ajuns decât la un nivel aproape de intermediar, dar îmi doresc foarte mult să învăț și îmi doresc foarte mult să predau cursuri în Pitești. Cu cine vă înveți? Avem astfel de profesor în Argeș? Nu avem profesor în Argeș, de asta îmi doresc mult să predau eu aici. În schimb, fac meditații cu o doamnă profesoară pe Skype. O doamnă profesoară care este tot româncă, care este în Galați. Colegele mele de grupă, că am și colege de grupă, sunt una în Satul Mare, una este în America. Interesant. Și numai așa am putut să găsesc pe cineva capabil să mă învețe și să-mi îmbunătățesc cunoștințele. Pentru că poți studia pe cont propriu, dar este altceva cu profesor. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Să le mai spunem încă o dată telespectatorilor că sunt așteptați vineri, pe 29, cu orele 10, da, cu ora 10, da. În piața primăriei, pentru multă muzică, cu siguranță, va fi, pentru a cunoaște persoane interesate și care au cunoștințe legate de cultura sudcoreană și pentru a-i cunoaște pe Soyoung, pe Harry, pe domnul Ben, care sunt din Coreea de Sud și care cu siguranță vor veni și ei să ne viziteze și să ne susțină proiectul. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Nu înainte de a mulțumi partenerilor noștri, Taj de Secret Garden, Florăria Altceva, Chic Boutique și salonul Ioana Duță Studio. Până mâine să aveți parte de cât mai mult soare, măcar în suflet, dacă afară nu o să fie. La revedere! Lanțul românesc de supermarketuri JAM a deschis un nou magazin în Pitești, în cartierul Găvana 3, în zona Chiurilor. Cu 4 magazine în Pitești și unul în Topoloveni, JAM te așteaptă cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Aici găsești standuri cu produse românești. JAM, supermarketul argeșenilor. Frumusețea înseamnă sănătate, iar oglinda sănătății tale este zâmbetul. Clinica Stomatologică Dentist vis-a-vis de izvor pe strada Crinului numărul 1A are specialiști pregătiți pentru fiecare dintre nevoile tale. Prevenție, tratament sau înfrumusețare estetică. Dinți albi și sănătoși. Buze senzuale. Bucuria de a zâmbi oricând. Mai mult, Clinica Dentist a adus în premieră în Pitești posibilitatea de scanare gratuită pentru diagnosticarea prematură a cancerului cavității orale. Dentist. Zâmbește sănătos. Smeura este cel mai mare adăpost pentru animale pe plan mondial. Aici sunt adăpostiți și îngrijiți cu multă dragoste, dar și tratați medical 5400 de câini, anterior câini comunitari. Scopul principal al asociației noastre este castrarea intensivă pentru a diminua populația câinilor vagabonzi în mod uman și efectiv. Acesta este scopul angajamentului nostru. Fii steț! Castrarea gratuită la adăpostul Smeura este un act de sustenabilitate. Zilnic între orele 8:30 și 15 castrăm sau sterilizăm gratuit câini și pisici. Contactați-ne la numărul 0733 929 356.
Lanțul românesc de supermarketuri JAM a deschis un nou magazin în Pitești, în cartierul Găvana 3, în zona Chiurilor. Cu 4 magazine în Pitești și unul în Topoloveni, JAM te așteaptă cu marfă de calitate la prețuri cum se cade. Aici găsești standuri cu produse românești. JAM, supermarketul argeșenilor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.